cartier rezidențial, parcă mai curățel și mai liniștit. Dar se parchează fix ca la București, ca la Chișinău. E sâmbătă, dar gunoiul miroase de parcă nu a fost evacuat de 2 săptămâni. Autoritățile locale parcă nici nu există. Omniprezentele simboluri religioase, sus e o pasăre interesantă, nu știu cum s-o fi numind. Și aici sunt omniprezentele viaducte, apeducte. Antice sau medievale, greu de spus. Trotuare neîngrijite. Pin uriaș în mijlocul străzii. E de mirare că nu l-au distrus. Trenul cred că vine de la termene și se grăbește undeva. Alți pini într-o curte interioară, dar nu știu ce instituție aici. Cazilina. Aici era unul în mijlocul trotuarului și l-au distrus așa încât oricum se încurce. Tipic latinește. Atenție, lucrări. Trotuarul e anulat. Și probabil asta se întâmplă cronic. Pun în pericol viața pietonilor care vor să meargă pe strada asta. Trebuie să iasă pe carosabia. Și că nu atingeți firele că sunt periculoase pentru moarte. Dar păi cum să ajungi la fire? Că-s cam departe. Și de ce scriu numai în italiană? Stație de tren Sfânta Ileana. Electrică. Noroc că a plouat aseară o leacă și-o mai strâns praful. Că altfel avea să fie nori de colpri în Roma, cuvântul ăsta. Ieri m-a rătășit o leacă și am ajuns cu bicicleta și pe podul acela. Era strășnicuț. E o rețea de poduri pe lângă Porta Maggiore. Nu știu ce o fi însemnând, dar e repier important în Roma. Porta Maggiore. Porta cei mari. Cândva pare să fi fost o cetate, o fortăreață, dar acum îi se văd straturile de cărămidă de câteva culori din câteva epoci. Un fotograf și-a găsit personajul vieții. Construcțiile astea sunt cam de pe timpul lui Ștefan cel Mare. E numărul după numele papilor. Tot nu mă pot eu liniști că ăștia varsă apa potabilă în continuu. Ar economisi cu niște robinete. Teren de joacă pentru copii și la orizont o mega catedrală. Când am fost prima dată la Roma în 95, am avut impresia că e plină de pisici fără adăpost. Dar acum văd prima în a treia zi. Și dincolo e a doua, dar stai după gratie, e pedepsită. Gratie pe un edificiu vechi, răstrăvechi.
Aici niște turci serbează zi de nașteri. Sau nu știu dacă sunt turci. Par migranți. Niște italieni își plimbă cățelușii și căței sunt tare bucuroși. S-au întâlnit doi fața monumentului. Se pare că e tată cu copilul. Aici semafoarele și pentru pietoni au trei culori. Mi-amintesc că atunci la prima vizită am ajuns în zona asta seara deja și aveam un aparat chinezesc cu un blitz ca la telefonul mobil și fotografiam chestia asta cu blitzul acela, credeam că o să se vadă. Naiv. Cam așa de tare lumina blitzul meu ca la ăsta care vorbește la telefon și o să-ți întrebe după aceea, dar oare de ce s-a terminat bateria așa repede? Omniprezenții militari cu arme automat. Parcă-i stare de asediu la Roma. Un avion pleacă de la Ciampino și altul vine. Sau poate o decolat de la Fiumicino. Curtea asta cred că nu s-a schimbat de secole. Decât așa, pe locuri neesențiale. Și-au apărut scutere. Astea sigur nu erau. Astea sunt urme de istorie. Ce mai rămas din mofturile boierilor. Semnele astea de circulație par vechișoare, dar nu mai au chiar mii de ani. Poarta asta forjată sigur e mai veche. Cândva pe aici era circulație mare. Cândva și creștinii făceau cum scrie în Biblie și cum fac acum islamiștii extremiști. Omorau pe cei care îi considerau păcătoși prin lapidare, cu pietre. Și că se lucrează la metrou, linia C. Se pare că se lucrează în ritmul celor din drumul Taberei, care de vreo 10 ani promit metrou și încă nu-i gata. Ăștia măcar au scuza că trebuie să conserve monumente de arhitectură antică și medievală. Dar la București explicația... Bărcuță și corăbioară restaurată. Miroase eucalipt. Turiștii vin să vadă și biserica asta, care nu e așa păzită de armată cum sunt altele. Așa se cheamă biserica și ăștia care cu reparațiile sunt realiști, măcar au pus sfârșitul anului 2020. Termine lucrările. Se
pare că așa e pe interior. Măcar la București gardurile șantierului de metro sunt de sârmă, transparente și se vede că nu se lucrează. Dar aici au făcut totul ermetic. Așteptați! Așteptați să ruginească proptelile, că altfel nu mai cade ruina. Ce că se adună haine vechi și încălțăminte, dar nu prea văd să fie umblat la ea cineva în ultimul an. Ei, dar stă pe stradă afișată că poți să o folosești. Mai la vale se colectează gunoi separat, materiale nereciclabile, cartoane și cartoncini, o să bag și eu o pungă și aici probabil sticlă. Cele mai multe patimi și bucurii se consumau în Roma antică, la circ, la Coliseu. Erau aduși sclavi, gladiatori să se bată între ei. Cine învingea mai trăia o leacă până la următoarea bătălie. Sau se băteau cu animale. Poporul asta dorea circ și pâine, tot aici le se dădea și de mâncare gratis. În perioada medievală, cam la fel. Și acum lumea se adună în piața unde a fost ars Perug Giordano Bruno în 1600.